Având în vedere situația din clasament, CS Mioveni are nevoie sâmbătă de 3 puncte în partida cu ASEA Târgu Mureș. Oaspeții au o echipă incomodă cu mulți jucători valoroși, a declarat antrenorul Ion Moldovan. Au un lot deosebit de valoros, ceea ce au făcut că să-și permite că în cele 3 meciuri disputate cu Bihorul, cu FC Olt și cu Râmnicu Vâlcea, să la fiecare meci să schimbe 5-6 jucători, ceea ce îmi spune foarte mult atât despre valoarea lotului, cât și despre, zic așa, numărul de jucători pe care au cei de la Târgu Mureș. În această confruntare nu va evolua Năstăsie, suspendat pentru cumulul de cartonașe galbene. De asemenea, mai sunt și câteva probleme medicale în lotul galben-verzilor. Noi ne confruntăm cu anumite probleme, faptul că Năstăsie este suspendat, încă 2-3 jucători care au probleme de sănătate, să sperăm că până la ora jocului vor fi recuperați. În rest, principalul obiectiv al nostru este câștigarea acestui meci. Meciul CS Mioveni ASEA Târgu Mureș se dispută sâmbătă de la ora 11 pe stadionul Nicolae Dobrin și va fi transmis în direct pe postul nostru de televiziune.